Sistemul de învățământ la noi este unul din, dar nu numai la noi, în toate țările lumii, este unul din principalele motoare a vieții sociale în fiecare societate, în fiecare țară. Și de calitatea acestui sistem depinde viitorul țării. Ce avem astăzi? Iată cum s-au năpustit asupra celor care dau bacalaureatul. În principiu, mie îmi place de Maia Sandu, am ascultat unul din cele mai bune discursuri în Parlamentul Republicii a ei, dar consider că ea acționează nu din proprie inițiativă, dar fiind impusă pentru a băga aceste camere ca cât mai puțin cetățenii Republicii Moldova să poată pleca peste hotare cu diploma de bacalaureat. Așa se face în România, așa s-a făcut și în alte țări care au intrat în Uniunea Europeană. Ca cetățenii Republicii Moldova, celorlalte țări care se duc în Europa, să nu poată concura cu acei cetățeni local, la posibilitatea obținerii studiilor superioare. Ei au nevoie de forță de muncă. De ce aș atrage atenția dumneavoastră la acest fapt în primul rând? În al doilea rând aș spune că de ce Ministerul Învățământului nu se preocupă în primul rând de manualele care le editează, care au fost editate, absolut necalitative, aiurea multe manuale, care au fost scrise în mare măsură de colaboratorii Ministerului și alte persoane afiliate lor, care în multe manuale, mai ales manualul de istorie, nu pot să înțelege nimic. Copiii nu pot obține cunoștințe normale în baza acestor manuale. Și al treilea moment, de ce dumnealor nu impun examene pentru profesorii care învață elevii noștri? Marea majoritate a profesorilor, dacă ar da astăzi examene sub camerele de luat vedere, a primit note negative. Sunt absolut sigur. Și eu sunt gata să particip în asemenea evenimente, asemenea proceduri. Și numai după aceea ce vor face, după ce va face Ministerul asemenea reforme, vor impune camere profesorilor. Și numai, dar cel mai important ar trebui camere de pus la universitățile noastre, private și de stat. Acolo situația e tragică. E extraordinar ieșită din comun. De aceea nu am încredere în reformele care le face Maia Sandu, fiind impusă să facă aceasta. Primind bani pentru aceasta, cheltuind banii aiurea, care îngrevează situația tinerilor în Republica noastră. Și numai pentru aceasta trebuie de revăzut această politică a Ministerului Învățământului. Trebuie să se ocupe în primul rând de profesori, în primul rând de manuale, în primul rând să creeze condiții normale în școli, și numai după aceea am putea impune elevilor noștri cameri de luat vedere în timpul examenilor. Dar mai mult, eu consider că examenele trebuie lichidate. Iată aici a spus cineva că în școala primară trebuie notele lichidate. Eu cred că nu e normal să lichidăm notele, poate în clasa 1-a, 2-a ar fi bine să-i lăsăm copiii fără note. Dar total să ignorăm nota, deci notele pe copii disciplinează, îi fac să depună eforturi anumite pentru care pe urmă le va ajuta în viață. Eu sunt absolut de acord, copiii din clasa 1-a, 4-a sunt cei mai mult exploatați. Niciun copil din clasa 1-a, 4-a nu lucrează mai puțin decât părinții lui. Eu țin minte copiii mei care au făcut lecțiile, făceau lecții până la ora 12 de noapte. Și eu îi alungam la culcare, ei spuneam, tăti, că n-am dorit să facem lecțiile. Și așa e peste tot locul la noi în școli. Cei mai încărcați sunt copiii de clasa 1-a, 4-a. În clasa 5-a, 9-a nu fac nimic aproape. Ca și în clasa 10-a și a 11-a. Iată în ce constă sistemul nostru de învățământ. Iar ce aici spunem noi de sistemul de învățământ la apus, să nu uităm că acolo este sistemul de învățământ elitar, care într-adevăr e mai înalt decât în țara noastră și în alte țări, poate din vest, din est. Dar restul învățământului nu este mai presus decât al nostru. Acolo în școlile din Italia, în Grecia, chiar și în Franța și în Marea Britanie, și mai când se duc copiii noștri, sunt cei mai buni în clase. Asta de cum e dovedit de mulți. Și nu trebuie să arătăm cu degetul. Până acum, la noi sistemul a fost cât de cât normal. Pentru ca copiii să obțină anumite cunoștințe, dacă doresc. Dacă nu doresc, deci desigur nu pot obține nicio cunoștință. De ce? Eu mă îngrozesc că cei ce fac guvernanții noștri astăzi la putere, eu o să, ca să nu atrag atenția dumneavoastră mult timp, poate după cine o să mai vorbească la acest microfon, o să vă povestesc câteva
cazuri concrete de activitatea justiției noastre. De aceea, veniți la microfon și vă expuneți. Noi la alte televiziuni nu ne putem expune. Noi nu ne putem expune astăzi să anunțăm cetățenii Republicii Moldova că în țara noastră nu se fac reforme, dar se fac antireforme. Ca noi să nu putem face nimic, schimba în această țară nimic. Și guvernanții de azi, ei vor să guvernează mai departe, așa, cât mai mult. Justiția la noi este pentru a îndeplini comenzile politicienilor, a-și rezolva problemele lor personale și din când în când am mai arătat că lucrează și în baza legii. Vreau să declar toată responsabilitatea că la noi mare parte a dosarelor, mai ales dosarelor penale, sunt în ele sunt luate decizii ilegale. La noi sute de oameni, dacă nu mii, stau nevinovați în pușcării. Eu de multe ori am spus la acest microfon că în țara noastră, în ultimii 5 ani, au fost intentate câte 33, în mediu, câte 33 de mii de dosare penale. Numai 8-9 mii din ele se duc în judecată. Celelalte 25 de mii rămân la mâna procurorilor. Și ei le anchetează cu ani, făcând bani din aceste anchete. Și eu, încă o dată, aș vrea să mă adresez cetățenilor Republicii Moldova. Oameni buni, acei care au dosare penale care se anchetează mai mult de un an de zile, aveți posibilitate să vă adresați la CEDO. Aveți posibilitate să vă adresați în instanțele noastre judecate să vă recuperezi daune, deoarece dosarul se anchetează mai mult de un an de zile. Noi avem sute de oameni care sunt ținuți în arest ilegal mai mult de un an de zile. Țineți minte că aveți posibilitate să vă adresați în instanță judecată Republicii Moldova să încasați prejudicii pentru tergiversarea anchetelor și ținerea sub arest ilegal mai mult de un an de zile conform articolul 25 a Constituției Republicii Moldova. Nimeni nu are drept să vă ține în închisoare. Însă la noi, judecătorii, toate instanțele, inclusiv și a Curții Supreme de Justiție, nu vor să audă de Constituția Republicii Moldova. Nimeni nu vrea să audă de Constituția Republicii Moldova, mai ales de articolul 25 al acestei Constituții. Nimeni nu vrea să se descurce în dosarele penale. Ce se întâmplă? În ultimii 25 de ani în țara noastră, nimeni nu a controlat activitatea anchetatorilor și procurorilor. La noi este strigător la cer ce fac acești oameni. Ei intentează